Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Este o ediție festivă acestei emisiuni, deoarece, cum știți, astăzi sărbătorim, ca în fiecare an, de 95 de ani încoace, Ziua Națională. Ne face plăcere să avem în studio pe domnul profesor Filimon Văduva, cel care ne va prezenta acest eveniment din foarte multe puncte de vedere și cu multe puncte inedite. Bun venit în studioul nostru! Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor postului de televiziune în sat și cu permisiunea dumnealor vom pătrunde astăzi în culisele a ceea ce a fost Marea Unire din 1918. Înainte de a veni spre evenimentele petrecute cu 95 de ani în urmă, aș vrea să pun un punct pe i, aș putea spune așa, asupra problemei naționale și o să vă spun de ce. Această discuție, chiar dacă este istorică și noi ne vom rezuma mai mult la istorie decât la politică, pentru că asta e rolul unui dascăl de istorie, chiar dacă, să spunem așa, în formulă militară, dumneavoastră sunteți în retragere acum, trebuie spus că partea națională este foarte importantă și în zilele noastre. Și aș pune evenimentele din 1918, de fapt politică și diplomație în slujba Marii Unire este și tema discuției noastre de astăzi, cu două evenimente care s-au petrecut sau se petrec în aceste zile. Unul din ele a fost chiar în această lună noiembrie, săptămânalul vertical chiar face în această săptămână o digresiune pe această temă, învățământul în limba română obținut de românii de pe Valea Timocului, o realizare excepțională, în primul rând a diplomației românești, și al doilea mare eveniment s-a petrecut după câteva zile, e vorba de summitul de la Vilnius, în care românii moldoveni de data aceasta au făcut primii pași spre Uniunea Europeană, unde peste ani probabil se vor întâlni cu românii de peste Prut și automat partea națională România Mare, aceea de la 1918, se va realiza din nou, dar de data aceasta sub egida Uniunii Europene. Bineînțeles, e o problemă cu românii din Ucraina. Ucraina știm că am spus pas Uniunii Europene, dar este cu totul altă discuție. Spuneam, în acest context, e bine să vorbim de evenimentele de acum 95 de ani, pentru că acele preliminarii politice și diplomatice au făcut o realizare excepțională, o realizare de care noi vorbim, din păcate, cu tristețe, pentru că Marea Unire, realizată în 1918, n-a rezistat decât 22 de ani. Dar haideți să vedem ce s-a petrecut atunci în 1918 și să începem, suntem în discuția cu un specialist, să ne prezentați puțin contextul istoric în care s-a petrecut marele eveniment, pentru că totdeauna e nevoie de un anumit context ca să poți realiza mari fapte în privința mari fapte politice, economice și sociale, pentru că au fost consecințe de toată gama. Da. Dumneavoastră, domnul Cornel Șomâcu, colegul meu de breaslă și cercetător, și dumneavoastră în ale istoriei și ale trecutului istoric, ați făcut, cum s-ar zice, o prezentare mai amplă a consecințelor actuale ale Marelui Act de la 1 decembrie 1918. Intrând puțin în, cum s-ar zice, în culisele evenimentelor din anul 1918, nu putem să nu facem referire la contextul intern și internațional în care s-a produs acest eveniment. Să nu uităm că în anul 1918 sfârșea primul război mondial. Și cu sfârșitul primului război mondial se năștea în Europa și în aproape în întreaga lume ideea națională a întregirii statelor naționale sau a desăvârșirii unității statelor naționale
care nu își realizaseră acest obiectiv în cursul secolelor precedente. Iată, pentru noi românii a venit atunci trenul care ne-a dus în vâltoarea istoriei, ne-a dus către realizarea acestui obiectiv major, care era desăvârșirea unității naționale, pe baza principiului naționalităților. Se destrămau în toamna anului 1918, se destrăma Imperiul Austro-Ungar, iar în 1917, prin Revoluția Bolșevică, se destrăma Imperiul Țarist. Iată două mari imperii care se prăbușesc acum și s-a dat posibilitatea statelor, popoarelor din Europa de Răsărit și Europa Centrală să se constituie în state naționale. Și toate acestea pe fundalul ideilor generoase ale declarației lui Wilson, cele 14 puncte care au stat la baza formării statelor naționale în urma primului război mondial. Și aici două sunt momentele esențiale care au premers actul de la 1 decembrie. E vorba de hotărârea Marelui Sfat Național din Basarabia din 27 martie, prin care teritoriul dintre Prut și Nistru se unea cu patria mamă România, după ce se declarase Republică Democratică Moldovenească, și pentru a preîntâmpina jafurile și distrugerile provocate de armatele rusești aflate în descompunere, de fapt, guvernul, practic reprezentanții românilor din Basarabia, au cerut ajutorul armatei române, guvernului român, care a trimis trupe pentru menținerea ordinii și, în special, pentru reprimarea bandelor de ucrainieni care atacau și maltratau populația civilă. Ăsta a fost primul moment decisiv. A urmat al doilea moment, în 15 noiembrie 1918, când teritoriul numit Bucovina de Nord, care fusese răpit de către austrieci în 1774, a revenit și el la patria mamă printr-o declarație pe care reprezentanții românilor din Bucovina și nu numai, și altor naționalități au hotărât în majoritate ca acest teritoriu să se unească cu patria mamă. Mai rămânea acum ca Transilvania, teritoriul care fusese sub dominație austriacă, austro-ungară de fapt, să se unească și el cu România. Și această unire se va realiza printr-un amplu proces de eforturi conjugate din partea tuturor forțelor democratice, forțelor care luptau pentru drepturile istorice ale românilor, să se unească și ea cu patria mamă pe baza acelei declarații de unire adoptată de către Marele Sfat Național, convocat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia și votat de cei 1228 de delegați care purtau asupra lor acele mandate sau credenționale prin care aveau posibilitatea să voteze unirea necondiționată cu patria mamă. Acestea au fost momentele care au premers ziua de 1 decembrie, ziua cea mai frumoasă, aș zice, din istoria noastră națională. Pentru românii, pentru românii transilvăneni și din Banat și din părțile ungurești, nu exista, nu a existat o zi mai
atât de luminoasă, deși atmosfera era destul de încărcată, dar a fost o zi luminoasă în care s-au văzut manifestări de bucurie și de explozie a unor sentimente profund patriotice din partea acestor români care își vedeau împlinit visul de veacuri de a trăi alături de patria mamă, de a trăi alături de fraților. Vorbim de 1 decembrie, de o zi simbolică, o zi frumoasă, luminoasă, cum spuneați dumneavoastră, în istoria națională, prin realizările ei. Știm că unirea a durat ceva timp până s-au făcut aceste lucruri, dar înainte de a vorbi cu ăsta, trebuie spus un lucru, că chiar dacă românii din Ardeal au spus asta la 1 decembrie, cei din Basarabia în martie, ceilalți în noiembrie, cei din Bucovina, nu s-ar fi putut probabil face unirea dacă nu ar fi fost și contextul acesta internațional, dacă nu ar fi fost pregătit. Au fost niște pași foarte importanți care au început cu mult mai devreme și care s-au terminat cu mult mai târziu. Deci acel eveniment, deci noi am rămas în istorie cu acele date, cu 1 decembrie, dar de fapt lucrurile, mai sunt și alte lucruri în spatele realizării politice. Și eu aș vrea să mergem până la începutul Primului Război Mondial sau perioada de neutralitate 1914-1916, pentru că de acolo a început acei ani care ne-au dus spre evenimentele din 1918. De acolo a început efervescența românilor pentru cauza aceasta națională. De fapt, izbucnirea Primului Război Mondial în 1914 a pus România într-o situație extrem de delicată. Dumneavoastră, ca profesor de istorie, știți că ea era aliată cu puterile centrale și în Consiliul de Coroană de la 3 august 1914 s-a pus problema ca România să intre alături în război de puterile centrale. Răspunsul membrilor Consiliului de Coroană a fost împotrivă. Doar Carol I și Petre Carp au votat pentru intrarea României alături de Germania și Austro-Ungaria împotriva Antantei. Bineînțeles, după momentul acesta Consiliului de Coroană, a urmat o perioadă de tatonări diplomatice, politice și diplomatice din partea ambelor tabere, și Antanta, în care intrau Rusia, Franța și Anglia, și puterilor centrale, de partea căreia intrau Germania și Austro-Ungaria. De precizat este că Italia a ieșit și ea din sistemul puterilor centrale. Chiar în ziua de 3 august s-a transmis telegrama că ea declară neutralitatea și efectul acelei telegrame a însuflețit pe membrii Consiliului de Coroană să voteze împotriva intrării în război și neparticipării de moment la război. Pentru că, așa după cum spunea Brătianu, primul ministru al României în perioada respectivă, într-o vâltoare ca actualului război, nicio țară nu poate să rămână până la sfârșit neutră. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să intrăm și noi în război ca să ne rezolvăm problemele naționale. Foarte interesant legat de asta, și italienii au justificat ca și românii neintrarea în război, păstrarea neutra, neimplicarea în război prin aceea că tratatul nostru cu puterile centrale și al lor era de un tratat de apărare defensiv. Defensiv, exact. Puterile centrale atacaseră Serbia, sigur că da. Deci și a fost și o justificare din punct de vedere juridic foarte solidă. Sigur, a fost la momentul respectiv folosită ca argument în relațiile cu puterile centrale, pentru că puterile centrale și aveau reprezentanții lor aici, la București, și au făcut și ei presiuni. De exemplu, ministrul de externe, Otokar Cernin, era cel care conducea, cum s-ar zice, aceste ostilități în vederea acapărării sau atragerii României la
război împotriva Antantei. N-a reușit acest lucru și în anul următor el a fost înlocuit, bineînțeles. Acum, trebuie să mai precizăm că poziția României în privința participării sau neparticipării la război a fost aceea că guvernul român era preocupat în principal de păstrarea neutralității, dar fără să se amaneteze viitorul acestei țări. În 1915, Brătianu, în jurnal de Genev, un ziar din Elveția, dădea un interviu în care spunea așa: România cere restitutio in integrum și nu are ambiția unor cuceriri aiurea. Ea se ridică doar pentru a elibera pe frații ei, cu care dintotdeauna a fost uniți prin cele mai strânse legături, iar pacea viitoare a Europei și stabilitatea noii ordini europene este necesară ca principiul naționalităților să triumfe peste toate statele interesate. Deci și pentru România. O Românie reunind la sân pe toți fiii ei, pe care vicisitudine timpurilor i-au răpit, o Românie puternică va fi o garanție a păcii în Orient. Asta declara Brătianu, care a condus într-adevăr magistral România în anii acestei conflagrații, mai precis în anii neutralității. Și începând cu anul 1915, de fapt, tratativele cu Antanta se vor intensifica. Asistăm la 3 mai 1915, începutul discuțiilor dintre ministrul Constantin Diamandi cu autoritățile rusești la Petrograd, și cu această ocazie România cerea așa: unirea Bucovinei până la Prut, unirea Transilvaniei și Banatului până la Seghedin. Dar Rusia, ca să fim cinstiți până la capăt, nu dorea la momentul respectiv ca România să intre în război. Ea dorea doar colaborarea, era mai folositoare neutralitatea României pentru Rusia, pentru că Rusia conta atunci pe sprijinul Italiei la vremea respectivă. Ori, cum s-a văzut, nici acest lucru nu a fost posibil și atunci partea română a făcut noi propuneri pe care Sazonov, ministrul rus de externe, le-a considerat de o intransigență casantă, adică ceva năucitor pentru diplomația europeană la momentul respectiv. De exemplu, se cerea recunoașterea dreptului la desăvârșirea unității naționale, intrarea României la momentul oportun când consideră ea și culmea, cel mai important lucru, tratarea României la conferința de pace ca partener egal. Aici era una dintre marile probleme. În momentul când nu participai la război, la ostilități, da, ca și parte, nu te puteai regăsi în conferința de pace ca să-ți ceri drepturile. Exact. Chiar dacă erau drepturi naționale, era vorba de unirea României, de fapt, de reunirea tuturor românilor. Tuturor teritoriilor locuite de români sub o singură patrie. De fapt, în cursul anului 1915, asistăm la intensificarea acțiunilor și ale Antantei la București, sosește o misiune militară engleză și franceză, au loc discuții la nivelul secretarilor de stat și se stabilesc niște coordonate ca România să intre la momentul care considera ea că este favorabilă, momentul favorabil intrării în război. Pentru aceasta se constată totuși că poziția Rusiei rămâne în continuare o poziție foarte neloială față de România, în sensul că ea este cea care pune problema strâmtorilor și mai mult, cel puțin, să obțină Constantinopolul. La vremea respectivă, asta dorea Rusia. Ori Brătianu, într-un interviu acordat
iarăși unui ziar străin, spunea așa: cum doriți să intru în război și să ajut Rusia să obțină Constantinopolul, adică să mă încercuiască? Suntem tratați ca inamic sau cel puțin bănuiți de către aceștia. Tot în cursul anului 1915, Italia se apropie mult de România, se încheie acorduri de colaborare și în același timp se semnează un acord prin care cele două părți trebuiau să se informeze reciproc în caz de intrare în război și condițiile intrării în război. Ori lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru că în anul 1915 Italia intră în război fără să informeze guvernul român, gest calificat de către Brătianu ca un gest inamical și îl determină pe acesta din urmă să aibă o atitudine mult mai circumspectă față de aliați, pentru că aliații una vorbeau și, cum zice românul, alta fumau la vremea respectivă. Da, cu siguranță, da, intrarea Italiei ne-a forțat cumva și pe noi peste câteva luni să facem un asemenea pas. A fost într-adevăr o chestiune care ne-a costat la vremea respectivă, pentru că în cursul anului 1916, la începutul lui 1916, când presiunile pe frontul de vest s-au intensificat din partea puterilor centrale, iar ofensiva rusă a lui Brusilov bătea pasul pe loc, atunci aliații au impus României condiția, acum ori niciodată. Adică, ce vreau să spună, dacă nu intrați acum în război, niciodată să nu mai revendicați Transilvania. Punct. Asta a fost momentul. Pentru aceasta, România va purta tratative și va semna acordul militar cu Antanta și va decreta în august, 14, pe 15 august, va decreta mobilizarea și intrarea în război alături de Antanta. Se cunosc, numai puțin, se cunosc consecințele acestui moment, că au fost, la început, au fost destul de favorabile românilor, dar după aceea s-au dovedit a fi un dezastru pentru România. Și la vremea respectivă s-a răspândit și acel dicton celebru: din greșeală în greșeală până la victoria finală. Asta a fost în legătură cu intrarea României pe vremea, în război. Pe vremea aceea, poate că așa acum, datorită unei clase politice care chiar dacă a făcut mari realizări, nu ne-a pregătit de război, România la 1916 nu era pregătită să intre în război, după cum s-a dovedit. Nici militar, nici politic, da. Nici în privința organizării teritoriului, nici... sub niciun aspect. Iar contextul războiului nu ne-a ajutat foarte mult, în sensul că acel armament promis, acea înțelegere, n-a ajuns la timp, deci practic noi am cele 300 de tone care ni le-au promis aliații, care trebuiau să vină zilnic cu trenul din Rusia, n-au sosit niciodată, n-a mers nici ofensiva din Bulgaria, din Grecia, de fapt. Da, practic a fost doar pe noi, dar am ajuns să luptăm cu mâna goală în fața unei dintre cele mai performante armate din lume la acel moment. Exact. Și aici încă o chestiune vreau să mai precizez, că ofensiva aliată dinspre Grecia, care trebuia să atragă o parte din forțele germane și bulgare, care ne-au presat atât de puternic la Turtucaia, nu s-a mai declanșat, iar generalul Sarai a oprit această ofensivă. Prilej pentru soldații români să spună în, cum s-ar zice, în niște cuvinte extrem de frumoase următoarea expresie: of, Sarai, Sarai, noi ne luptăm și tu stai. Asta da, foarte interesantă această completare. Adevărul, această remarcă, așa. Și din care s-a văzut că România, practic încolțită din două părți, a trebuit să cedeze două treimi din teritoriul național, să ne retragem în Moldova și acolo a urmat calvarul anilor 1917 și ce s-a mai întâmplat după aceea. Da, între 1916 și 1918 România a trecut de la extaz la agonie și din nou la extaz, e vorba de evenimentele anului 1918.
Înainte de a merge mai departe și spuneam că în spatele tuturor acestor evenimente istorice, care se fac până la urmă și la nivelul învățământului, se cunosc în mare, nu neapărat toate amănuntele care ni le-a spus dumneavoastră, trebuie să spunem că în spatele acestor evenimente, și spuneam și mai devreme, se află foarte multe contribuții din partea diplomației române. Iar una din aceste contribuții esențiale a fost la conferința de pace de la Paris. Participasem la război, pierdusem războiul nostru, să spunem așa, pentru că am fost obligați, norocul că nu am semnat-o, dar am fost somaș cu o pace separată, cea de la Buftea. A trebuit să îndurăm condiții foarte aspre, dar la momentul conferinței de la Paris, e vorba de sistemul Versailles care a fost lansat cu ocazia aceea, noi românii participam totuși la această conferință. E adevărat că diplomații noștri erau socotiți cumva de rangul 2, cel puțin exact, într-o anumită parte exact, a conferinței. Da. În legătură cu conferința păcii, sistemul de păci create la sfârșitul primului război mondial a fost caracterizat ca fiind calvarul păcii. Sau mai precis, pacea cartagineză. Așa am găsit în unele documente ca fiind catalogat momentul 1919-1920. Practic, România a semnat tratate de pace cu Germania, cu Austria, cu Ungaria și ulterior cu Turcia, dar ăla nu a fost niciodată practic istoria aplicat, nu-l reține, da. Așa. Dar cele mai importante sunt acestea trei. Tratatul de la Versailles cu Germania, care a fost semnat în 1919, la începutul lui 1919 și care a fost prezentat delegației române cu 5 minute înainte de a-l semna. Brătianu, care era șeful delegației la convorbirile de pace, a protestat foarte vehement, se zbătea, după cum spun autorii, se zbătea ca un leu în cușcă la un moment dat și a protestat spunând că asta este o încălcare a suveranității unui stat, să-i prezinți doar cu 5 minute conținutul unui tratat. Cel mai dur însă a fost tratatul cu Austria. E, acest tratat care a suscitat foarte multe discuții din partea delegației române prevedea în esență ca, în principal, cauze inacceptabile pentru România. De exemplu, minoritățile naționale din Transilvania, din Banat și din părțile ungurești trebuiau puse sub protecția marilor puteri care hotărau măsurile care le credeau necesare. De asemenea, o altă clauză foarte înjositoare pentru România era libera circulație și tranzitul mărfurilor străine pe teritoriul României timp de 5 ani. Și cel mai grav și cel mai grav lucru era ca România, prin contribuția la război, să verse contribuția care urma să o primească din partea statelor învinse, să o verse în contul Austriei în compensare pentru teritoriile care le primise, pentru Transilvania, Banat și părțile ungurești. E, de asemenea, în stabilirea frontierei cu Cehoslovacia au fost probleme și atunci. Și drept răspuns, delegația română în frunte cu Brătianu a protestat, s-a ridicat de la masa tratativelor și Brătianu a părăsit conferința de pace cu toată delegația și și-a dat și demisia din fruntea guvernului. Pentru a permite unui om politic să preia aceste lucruri. Exact, să preia aceste lucruri, pentru că el le considera ca fiind inacceptabile pentru un stat suveran cum era România. Câți oameni politici din actuala generație ar fi putut face un asemenea gest? Da. Dar era Brătianu. Exact. A urmat apoi, cum să vă spun, un adevărat balet diplomatic. Adică aliații au transmis numeroase
note ultimative guvernului român, pentru că se instalase un nou guvern, și abia în septembrie 1919, blocul parlamentar al lui Vaida Voivod s-a pus de acord și au mers la Paris să semneze tratatul de pace, dar în alte condiții decât cele care le prevăzuseră inițial. De asemenea, s-a luat decizia, după discuția cu tratatul cu Austria, s-a luat decizia pentru semnarea tratatului cu Ungaria. Aici iarăși era o problemă foarte spinoasă, în sensul că delegația română, în frunte cu Nicolae Titulescu și doctorul Ioan Cantacuzino, a fost cea care a semnat tratatul de pace și cu Ungaria, mă refer. În prealabil, așa, 4 iunie 1920, în prealabil, la Londra, în martie 1920, o delegație condusă de Vaida Voievod a convins membrii Consiliului Suprem de justețea cauzei românilor. E vorba de cei patru care au hotărât atunci soarta Europei și a lumii. Pentru că, inițial, vreau să fac o mică digresiune aici, inițial, la conferința de pace, au fost 10 care au hotărât soarta lumii. Din cei 10 au rămas 6. Și din cei 6, până la urmă, au rămas 4. E, povestea aceasta seamănă cu ceea ce s-a numit povestea celor 10 negri mititei. Și foarte plastic mi s-a părut comparația când cei mari și puternici i-au înghițit pe cei mici. Asta... Dar puteam face, apropo, o paranteză cu contemporaneitatea, și acum, la nivel mondial, tot câteva țări hotărăsc. Chiar exact, dacă noi spunem că suntem egal cu toții la nivel european și mondial. Eu aici aș zice că nu mai suntem o țară suverană la ora actuală. Din nefericire și... Suveranitatea noastră a fost spulberată odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Bine. Și se pare că este pusă sub semnul întrebării și unitatea națională. Da, pentru e că... o discuție care poate o deschidem spre sfârșitul emisiunii. Exact. Vorbeam de momentul 1919-1920. Până la urmă, ca și rezultat, Vaida Voievod a reușit, că era guvernul lui și apoi cei următori. Era un bloc parlamentar, Au reușit să obțină pentru România aproape maxim, în sensul că nu avem o recunoaștere internațională pentru Basarabia, de exemplu, care se unea cu România, vremea respectivă. Dar celelalte teritorii au fost recunoscute internațional ca aparținând României. Cu problemele cu Ungaria, cu ocuparea Budapestei în 1909, asta fiind alte discuții. De exemplu, în tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, articolul 45 din tratat stipula clar: Ungaria renunță definitiv și pentru totdeauna asupra drepturilor istorice pe care le-a avut asupra Transilvaniei și a părților ungurești. Nu întâmplător în istoria Ungariei și acum, în contemporaneitate, spun că cel mai negru moment pentru ei din istoria momentul Trianon, e vorba de 1920. Bineînțeles că politica revizionistă a început imediat la momentul după Trianon. Ei o continuă și astăzi, din păcate, și asistăm la ceea ce asistăm, la circul acesta pe care îl fac politicienii de toate culorile, că de toate culorile și la ei, care revendică problema Transilvaniei. Pe nesimțite dumneavoastră, vorbind de aceste evenimente și de perioada neutralității și de perioada războiului și de perioada 1919-1920, ați rostit nume de personaje foarte puternice în domeniul politic. Oameni care, deși au avut și ei minusurile lor, au fost și într-un context istoric dificil, au avut însă mari realizări, au rămas în istorie. Da, corect. În afară de Brătianu, care a fost creierul și organizatorul tuturor acțiunilor pentru atingerea obiectivului național de unitate, de desăvârșirea unității naționale, alături de el trebuie să pomenim și pe alți fruntași unioniști,
din Transilvania, ca de exemplu Vasile Goldiș, sau din Basarabia, sau din Bucovina, care au fost la fel trup și suflet dedicați ideii de unitate națională. Și fac o mică paranteză aici, vorbind despre un personaj care mai mult din umbră a reușit să facă ceea ce n-au făcut toți ambasadorii pe care i-am avut la momentul respectiv. E vorba de Regina Maria. Pe bună dreptate, poetul Păstorel Teodoreanu o numea pe regină, regina ca fiind România Maria. România Maria. Deci era un apelativ care i s-a atribuit pe drept cuvânt. Și aici spun că regina, care se remarcase încă din timpul războiului ca un reprezentant de seamă al Crucii Roșii și care slujise cu atâta devotament în toate spitalele și ajutase răniții și orfanii și toate necazurile prin care a trecut țara aceasta, redusă acolo Moldova la o treime din teritoriu, o găsim la sfârșitul războiului într-o misiune neoficială la început, o vizită care o face în cursul lunilor martie și aprilie 1919 la Paris și la Londra. Ulterior merge în vizită și la Washington. Și ca de fiecare dată, ea a fost, în momentul când s-a prezentat în capitalele acestea ale lumii, care hotărau de fapt soarta și viitorul statelor lumii, a ținut conferințe de presă în care și-a făcut cunoscute ideile ei pacifiste, spunând că pacea este mai grea de obținut decât războiul la vremea respectivă. Era un lucru extraordinar. Mai era și altceva. Era un fel de prințesa Diana ca și imagine la acel moment. Sigur, deci în momentul când mergea în vizită, toată presa o urmărea, deci conferințele de presă aveau o mare audiență la respectivă. Nu numai asta a fost. A fost primită de principalii protagoniști, oameni politici. A fost primită de Clemenceau, care era premierul Franței. A fost primită de președintele Franței, Raymond Poincaré. De asemenea, a purtat convorbit și cu Lloyd George al Angliei. Mai puține legături a stabilit cu familia regală engleză cu care se înrudea, pentru că ea era nepoata regelui Eduard. Și atunci n-a vrut să-i implice familia regală, pentru că se știe că în Anglia familia regală nu participă la viața politică așa. Și ca o răsplată din partea francezilor a fost aceea că ea a fost decorată cu marele cordon al Legiunii de Onoare, iar din partea Angliei a fost decorată cu Marea Cruce Verde. Era o înaltă distincție acordată de către Lordul Salisbury, prin care reginei Maria îi se recunoșteau meritele în ceea ce privește acțiunile întreprinse în timpul războiului și mai ales după război, în care se implicaseră, deci atenție, se implicaseră mișcarea Bahai și alte organizații din acestea secrete. Și acest lucru a fost răsplătit de către englezi la vremea respectivă. De asemenea, mai precizez că a fost primită de către și s-a organizat un dineu foarte remarcabil de către Lordul Curzon, care era ministru secretar de stat la vremea respectivă, cel care la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost, cum s-ar zice, protagonistul unor întâmplări mai puțin obișnuite, în sensul că nu știa ce-i cu linia aceea Curzon. Da. Și bineînțeles că a fost taxat ca atare, dar la momentul 1919 el era totuși un personaj de primă mână
în politica și în diplomația engleză. Ea a revenit în țară, a făcut un raport amplu regelui Ferdinand și primului ministru Brătianu, în care a arătat succesele. Și succesele n-au întârziat să apară, pentru că ulterior marile puteri ne-au recunoscut unitatea, desăvârșirea unității naționale. În fond, ăsta e scopul. Pentru că chiar dacă nu ne-au acordat despăgubiri de război, ne-au acordat dreptul de a ni se a recunoscut dreptul istoric asupra Transilvaniei. Da, asta și de a trăi toți sub aceeași... Sub aceeași umbrelă, da, cum sub aceeași umbrelă teritoriului național. Da. Exact. Bine, sunt și alte personalități din acea vreme, însă mi-am propus ca pe sfârșitul acestei emisiuni să vorbim puțin și despre ce înseamnă sau care e percepția actuală despre 1 decembrie, despre Ziua Națională, și aș vrea să discutăm poate și în contextul în care tot mai multe voci, e adevărat, nu de istorici, nu de specialiști, mai mult de oameni politici, care lansează ideea că Ziua Națională n-ar fi foarte inspirată aleasă în decembrie, să o ducem vara, să o sărbătorim cum o sărbătoresc americanii și alte chestii de acestea curioase, pentru că până la urmă istoria nu ține cont de temperatură, de anotimp, de culoare și de probleme de genul acesta. Aici aș face o precizare, o remarcă, în sensul că sărbătorirea zilei de 1 decembrie și-a pierdut mult din densitatea momentului 1918. Niciodată nu vom putea să retrăim la nivelul incandescent al acelei zile să trăim acel eveniment. Astăzi, cum să vă spun eu, oamenii sunt preocupați de grija zilei de mâine. Asta e una. În al doilea rând, autoritățile caută să-și câștige cât mai multă popularitate și capital politic, să numesc. Și atunci recurg la chestiuni din acestea care, pe mine, sincer să fiu, mă cam dezgustă. Să oferi de Ziua Națională fasole și ciolan și un pahar de vin. Zău, domnule profesor! Chiar așa am ajuns. Suntem milogii Europei noi. Poporul acesta, eu cred că merită o soartă mai bună decât să meargă să întindă mâna după un blid de mâncare de 1 decembrie. Nu. Nu așa se face politică. Politica adevărată se face în slujba omului și pentru oameni. Tocmai acest lucru se uită în zilele noastre și recurgem la asemenea stratageme care, pur și simplu v-am spus, pe mine mă întristează și mă gândesc cum a fost posibil să transformăm această zi într-un fel de parodie. Că la un moment dat e o parodie asta. Asistăm la o paradă militară, hai că asta mai treacă, meargă, dar ca să asiști la partea a doua și mai mult decât atât, să asiști și la niște îmbrâncel și niște bătăi pe... Nu neapărat asta, dar fluierături și chestii ca pe stadioane, iarăși nu se cade pentru asemenea zi. Uitați-vă la alte popoare. Niciodată nu se întâmplă așa ceva la popoarele civilizate. Vă rog să mă credeți. Uitați-vă la americani, de exemplu. Păi unde fac ei chestii de genul ăsta? Bine, e, să spunem, e alt popor sau alte popoare, sunt alte lucruri. Dar noi am căzut cam în desuetudine cu acest eveniment și e păcat că nu-l cinstim așa cum se cuvine. Să ne amintim cu pioșenie de faptele, de realizările și în același timp să fim și noi demni de ce au făcut înaintașii prin ceea ce facem. Eu asta consider că este esențial pentru educația tineretului și a tuturor cetățenilor. Suntem la o oră, în momentul când difuzăm această emisiune, în care românii au sărbătorit astăzi Marea Unire. Ce le transmiteți dumneavoastră acum, ca dascăl de istorie,
dar din nefericire într-un singur minut, că atâta mai avem. Pentru români le-aș dori de Ziua Națională să aibă încredere că au fost și momente mai grele decât acesta prin care trecem. Și aș da un singur exemplu. Anul 1940 a fost un dezastru pentru România Mare. Cum spunea Marta Bibescu, din trunchiul rupt și sfârtecat va răsări bulbul sau, mă rog, floarea speranței, stânjenelul speranței, spune ea în Jurnal Intim. O spune Marta Bibescu asta. Domnule profesor Filimon Vodova, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm în studio și poate evocăm și alte evenimente importante din istoria națională. Și sper că ele să fie de un real folos pentru tineret în special, dar și pentru cei vârstnici, să înțeleagă că Ziua Națională este o zi sfântă, domnule. Este ceva pentru care generații și generații de români și-au dat sângele, s-au jertfit, pentru ca noi să trăim într-o singură țară. Vă mulțumim, stimați telespectatori. A fost emisiunea Viața Gorjului despre Ziua Națională. Mulțumim pentru atenție. La revedere!